În timp ce patrulau pe străzile municipiului Giurgiu, jandarmii au fost sesizați că în incinta liceului teoretic Nicolae Cartojan au pătruns doi tineri care nu erau elevi ai instituției de învățământ. Ieri în jurul orei 14:30, jandarmii care executau o misiune specifice pe raza municipiului Giurgiu au fost sesizați că doi tineri au pătruns în curtea liceului Nicolae Cartojan. Cei doi nu erau elevi ai instituției de învățământ, aveau 18 respectiv 23 de ani și au fost sancționați cu avertisment. Tot în aceea zi, jandarmii au observat că mai multe persoane au intrat în incinta unei societăți comerciale care furnizează energie termică. Luați la întrebări de oamenii legii, aceștia nu au putut să-și justifice prezența în locul respectiv. Două ore mai târziu, jandarmii au observat mai multe persoane care au pătruns pe terenul unei societăți comerciale. La fața locului au fost găsite 10 persoane care nu și-au putut justifica prezența în zonă, în acest caz fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.500 de lei. Cele 12 persoane sancționate contravențional ieri nu aveau mai mult de 20 de ani și sunt din Giurgiu, respectiv Comuna Slobozia.